China modernă este o putere care se duce și construiește insule. Nu veniți acum voi mie să dați exemple gen Irak, să dați exemple gen, nu știu, Siria și așa mai departe. Alea nu se pun. Exemple respective nu contează. De ce nu contează? De ce nu contează, domnul Cătălin? Păi nu, o să spun, de ce. Eu nu vreau ca țara mea să unească cu Moldova, nu vreau ca nimeni să unească cu nimeni. Și o să vă spun de ce. Sunt foarte mulți care contestă ceea ce arăt eu, zicând că eu sunt cumva pervertit. Am avut două lucruri în minte. Unul la mână. În primul rând, să câștigi banii de oferiți de oculta mondială. Gata, ne-am adunat aici împreună cu celebrul vlogger Cătălin Stănciulescu, vlogger pe travel, te duci încolo, încolo, vezi lumea cum merge, cum funcționează și m-am gândit că dacă trebuie să ne hotărâm să înțelegem ce se întâmplă cu lumea asta așa cum se desfășoară, util ar fi să stăm de vorbă cu un om care chiar merge pe lumea asta și vede cum se desfășoară. Salut, Cătălin! Salut, Radu! Mulțumesc că m-ai chemat aici. Eu sunt super fericit când lumea vrea să vorbească cu mine, când stăm să discutăm, pentru că petrec foarte puțin timp în țară, vin foarte rar. Tu vorbești mai mult singur, am văzut acum. Păi da, la mine așa, nu prea am interlocutor. La mine interlocutorul e camera, știi? Acum deja e unde mă uit, acolo, acolo, știi? Dar se pare ciudat, totuși că e o situație prin care treci. Tu vrând să tu vorbești cu oamenii, tu nu vorbești de nebun. Corect, da. Dar oamenii pe stradă când te văd în lume, când mergi așa, filmându-te, pare că, adică vorbești cu o cameră. Nu e o chestie ciudată, nu e stânjenitor așa un pic? Știi care e faza? Se întâmplă două lucruri. Unul la mână. La început era puțin stânjenitor, pentru că lumea s-a uitat dubios. Acum chestia asta cu vlogging-ul a devenit atât de widely spread, că sunt atât de mulți oameni care fac chestii, da, că te filmezi, că faci pe TikTok, că faci acolo. Sunt din ce mai puțin oameni care nu merg filmându-se. Da, da, exact. Știi care e faza acum? Știi care e faza super tare? Este că sunt foarte mulți vloggeri, foarte mulți oameni care fac conținut în mediul online, care filmează doar cu telefonul, pentru că telefoanele sunt foarte bune și de aceea tu când îl vezi spune că se filmează numai și dacă face pentru vlog, dacă face pentru maică sa, dacă face un clip pentru el. Dacă vorbește cu cineva, poate că poate vorbește cu cineva. Nu știu ce, da, exact, da, da. Nu mai schimba lucrurile. Da. Dar oamenii, știu, a, ok, tu faci YouTube. Pentru că te vede cu o cameră, știe că nu ești televiziune, că te vede unul singur cu o cameră în mână, da, dar știe că nu ești casual pentru că nu te vede doar cu telefonul, te vede cu o cameră mai mare, știi? Și camera aia deja. Și camera aia în principiu, nu, îi spune omului clar, bă, ăsta face ceva pe social media. Nu e jurnalist, nu e nici face numai că sau un clip, este pur și simplu YouTuber. Da, și până la urmă tu ești dintre primii care acum, sigur că urmărești și mai multe canale de asta de travel, de români, că așa în afară sau o grămadă, dar români care fac travel și mai se filmează, fac, nu știu. Și ai senzația că până la urmă călătorești împreună cu oamenii, practic ești și tu în locurile respective, știi? Da, da, asta e treaba. Acum sunt, piața e foarte largă, sunt extrem de mulți oameni care fac. Acum. Băi, acum se zice în România că vrei să fii travel vlogger, vezi și pe lângă canalele pe care le știi tu, mai sunt zeci de canale de care nici eu nu știu, oameni cu 50-100 de abonați care sunt la început de drum, știi? Deci e în creștere. E în creștere cumva domeniul ăsta și până la urmă poate că e bine, dar de exemplu acum tu vii dinspre Ucraina. Acum vii dinspre Ucraina într-o zonă extrem de tensionată, poate că e locul în care te-ai dorit cel mai puțin să fii. Deci dacă ar fi să-ți dorești într-un loc exact Ucraina, nu prea exact, da, da. Bun, și acum tu vii dinspre Ucraina, ai filmat acolo, ai făcut, ai zis, am urmărit episoade, probabil că o să mai ai depus sau nu, nu, am terminat. Am urmărit ce ai făcut acolo și sigur că înțeleg că consecințele au fost destul de groaznice. Pentru tine au plecat, ai pierdut abonați, oamenii sau. Am pierdut, după ce am făcut în Ucraina, eu acolo m-am dus cu două, am avut două lucruri în minte. Unul la mână. În primul rând, să câștigi banii de oferiți de oculta mondială. Ăia nu pot să zic. Am vorbit că nu vorbim despre chestia asta, banii de la ocultă, banii de la Biden nu se pun. Nu. Ideea a fost în modul următor. Eu aveam opțiunea, țin minte că noi vorbeam atunci în februarie, eu trebuia să mă duc în februarie, s-au întâmplat niște chestii. Nu am dus atunci, am plecat în Filipine și în fine, ideea a fost în modul următor. Eu am văzut că acum cumva conflictul de Ucraina, din Ucraina, lumea nu prea mai vorbește atât de mult de el. Și atunci am zis, bă, dacă mă duc, reușesc să dau un boost, reușesc să dau așa puțin, să ridic awareness-ul. Să se vorbească iar. Să se vorbească, da. Înțelegi? Să se înțeleagă că e desfășurare acolo totuși. Că încă lucrurile se întâmplă, înțelegi? Da. Pentru că oamenii, memoria colectivă e foarte scurtă, lumea uită, se axează pe alte chestii care ne afectează viețile în mod direct și atunci cumva se diluează importanța conflictului. E, și m-am dus acolo, unul la mână pentru treaba asta și doi la mână, eram și eu curios să văd cum e să fiu într-o zonă, eu până acum am fost în zone în care erau conflicte locale, chestii micuțe pe care puteai să le eviți, voiam să văd și eu cum este într-o zonă în care chiar ai cel mai fierbinte punct de la planetă. Acum nu mai e, e Taiwan ușor.
Dar în ultimele săptămâni așa s-a mutat către Taiwan, înțelegi? Către acolo. Încerc să înțeleg psihologia oamenilor, deranjează de faptul că tu te duci și le arăți ce se întâmplă acolo și poate că, în mod normal, s-ar trebui să fie bucurie. Ia să vedem, bă, până la urmă, că uite, se duce cineva de al nostru să vadă exact cu ochii lui, că erau unii de care se râdea la un moment dat, care nu știau, ei credeau că nu-i război în Ucraina, că se uitau pe niște camere la începutul conflictului, era o chestie, te uitai pe niște camere din Kiev și vedeai acolo că nu se întâmplă nimic. Era totul foarte ok și te gândeam, bă, deci ne mintă ăștia. Și atunci s-au dus doi, au plecat doi de nebuni de România, au plecat, s-au suit în mașină și au dus încolo să vadă ei cu ochii lor că e război acolo, că mint televiziunile. Acum tu te-ai dus acolo, Cătălina, ai văzut ce se întâmplă acolo și oamenii te înjură, adică oamenii, sunt unii care te înjură pe tema asta. Da. Venind cu supoziția asta că, dom'le, ceva ăsta s-a dus să promovă. Unul la mână, nu, sunt foarte mulți care contestă ceea ce arăt eu, zicând că eu sunt cumva pervertit de oculta mondială, care, by the way, nu are pe nimeni din est, oculta mondială tot timpul e făcută în vest. Deci, când vorbești de oculta mondială, trebuie să înțelegi. Da. Nimeni nu zice că, de exemplu, Putin ar face parte din oculta mondială. Nu, el este salvatorul. Oculta mondială e făcută din doar liderii din Europa de vest, America și așa mai departe. Înțelegi? Cam așa gândesc ei. Nu zice nimeni că Putin e salvator. Ei zic, da, bine, de rău, omul ăla încearcă și el acolo. Da, adică, da. Nu zice salvator. Adică nu, o jenă cumva să te asociezi cu Putin în sensul ăsta. Adică, corect, dar exact cum ai spus tu mai devreme, da. Dacă tu mă bați pe mine și unul stă, cum îi zice, innocent bystander, unul stă și se uită la noi și nu zice nimic, nu zice, bă, lasă-mă în pace pe Cătălin, nu-l mai bate, nu mai da în el, înțelegi? Înseamnă că cumva tu te pui în tabăra tacit, în tabăra cu tine, păi în care tu ești agresor. Dorește agresorul să nu intervine nimeni. Deci da. Agresorul își dorește asta, deci tu ești în tabăra intențiilor agresorului. Dar, acum ca să o luăm simplificat totuși așa, până la urmă, totuși mă gândesc de ce oamenii ar fi, cât ăștia care se deranjează, de ce ar fi deranjați și mă gândesc că ei sunt deranjați pentru faptul că văd totuși ce se întâmplă în lume, economic vorbind. Au o teamă economică, poate și militară, au o teamă militară și te gândesc, bă, de ce am eu frică asta, de ce am eu starea asta? Și te gândesc, bă, din cauza faptului că e așa fără țară. Dacă ar lăsa cu țara aia pentru ruși, dacă le-ar da bucata aia de țara rușilor, că oricum sunt și mulți ruși acolo, dacă le-ar da și nu și-ar mai apăra țara și ar termina o dată cu prostiile astea, bă, asta și nu-i liniștiți. Da, dar vezi tu, ăia care zic chestia asta, sunt ăia care zic Basarabia pământ românesc. Da. Înțelegi? Da, da. Deci eu am spus, coincidență. Da, eu mi-am spus de foarte multe ori o chestie, eu am zis, eu sunt împotriva oricărui tip de unire. Nu vreau nicio unire. Unirile nu mai sunt pentru secolul 21. Nu vreau să se unească nimeni cu nimeni. Eu nu vreau ca țara mea să se unească cu Moldova, nu vreau ca nimeni să se unească cu nimeni. Și o să vă spun de ce. Pentru că în momentul în care se produce o unire, există o parte în această unire dintre când ai doi membri, o parte care profită, o parte care pierde la chestia asta. Oriunde, uitați-vă la absolut orice fel de tip de unire. Nu, eu nu sunt nici cu România, nici cu nimic. Eu pur și simplu zic, domne, nu poți să te mai unești în secolul 21 pe considerente patriotice sau istorice de la 1900. Nu merge, te unești pe criterii economice. Ei, de exemplu, uite, chiar o fază foarte interesantă. Eram în Coreea de Sud și vorbeam cu oamenii. Bă, ce se întâmplă, mă, dacă mâine Kim dispare? Voi ce ați face? Dacă mâine Kim dispare și Coreea de Nord se poate uni cu voi și puteți să fiți aceeași țară. Nu, dacă toată dinastia cumva că ei mă, dispare, vine următor. Dacă se termină și fii atent ce au zis. Ceva extrem de inteligent ce niciun român sau nicio persoană patriotică de la unii țară n-ar putea să răspundă la chestia asta. Dacă mă duc și întreb pe stradă români, o să zic că pentru istorie, pentru patriotism, pentru nu știu ce, pana mea, prostii de genul ăsta. Nu, să vezi ce au zis. Au zis, bă, dacă noi ne-am unit cu ei, cred că am luat un hit, o lovitură economică enormă, dar în 20-30 de ani am cucerit lumea. Pentru că am fi foarte mulți. Am fi mai mulți, am pierde bani pentru că ar trebui să iei pe aia, să instruim, să învățăm. Mai 20 de milioane de oameni cu tine, dar exact. îi dai, da, dar poate invers, poate te dau ei pe partea lor cumva. Păi nu, că știi ce se întâmplă dacă, de exemplu, acolo ar pierde dinastia, oamenii ar fi în haos și probabil cu orice fel de regim care ar veni, l-ar asimila. Da, și mi-au răspuns, vezi că întrebarea asta am pus-o oamenilor de 80 de ani, de 30 de ani, de toți au zis, bă, noi nu suntem neapărat pentru unire, adică nu sunt pentru unire, pentru ideea utopică de domne, chestia simbolistică, domne, suntem țara înapoi, dar da. Dacă nu i-am luat pe ei, am suferit 10 ani, 15 ani, 20 de ani, pentru că evident economic ar trebui să susținem încă 20 de milioane de oameni care, să ne fie cu iertare, nu produc nimic la ora actuală, așa, dar peste generații Corea de Nord e un spațiu cu foarte multe resurse, deci da. Ar beneficia Corea de Sud care vine cu tehnologia, ar beneficia de niște zona asta de metale rare, cumva de, zona asta e foarte importantă acum, cumva da, în ceea ce urmează, dar pe de altă parte, uite, o să vă dau un exemplu foarte important, Kaliningradul.
Kaliningradul e acea enclavă care probabil izolată de Rusia, de aparține rușilor, cred că sunt vreo 2-3 milioane de ruși acolo. Cam așa, cam așa, da. Așa, și Kaliningradul ăsta era la un moment dat al nemților, Germania, da. Al Germaniei, până la al doilea război mondial, când s-au retras, au venit rușii peste, în fine. Cert este că Nikita Hrușcov le-a oferit-o, Kaliningradul l-a oferit finlandezilor. Uite, vi-l dau, nu vezi? A fost la un moment dat această ofertă în, la un... Și ăștia s-au gândit, bă, dacă luăm ăștia 2-3 milioane, noi 2-3 milioane de ruși, îi luăm la noi în țară. Îți dai seama ce înseamnă încă 2-3 milioane de ruși peste noi acolo? S-au gândit și au refuzat finlandezii la momentul respectiv, pentru că nu vrea nimeni totuși 2-3 milioane de ruși. Vedem ce plătește Ucraina având provinciile acelea cu regiunile acelea cu foarte mulți ruși. Aceia s-au gândit, bă, nu e ceva ce ne trebuie. Republica Moldova, cu toată dragostea aferentă, are vreun milion, are sigur cetățeni cu are cetățeni, au cetățenie românească mulți dintre cei da, acolo. Dar foarte sunt foarte mulți ruși. Vreun milion de ruși. Îți dai seama ce îți vine practic încă un milion în partid al rușilor în România adunat cu partidul UDMR. Da. Nu, dar eu n-aș fi. Eu dacă de exemplu s-ar face un tratat, o chestie bilaterală prin care să zică, domne, ok, pentru noi rentează. Pentru România rentează să noi nu cu Republica Moldova, pentru că da. Din punct de vedere economic da. Sunt niște statistici, sunt niște analize care spun că o să fim bine, eu sunt pro. Dar nu sunt pro pentru chestia asta, domne, că am fost o țară, că nu știu ce. Nimănui nu mai pasă de integritate teritorială, pentru că în secolul 21 integritatea teritorială este ceva, este o condiție sine qua non a existenței umane. Nu te gândești că a venit cineva să te invadeze în afară de situația în care ești cumva aproape de Rusia și rusul nu ține cont de chestia asta. Nu există țări acum pe planeta la ora actuală care se tem de integritatea teritorială. Nimeni nu mai are chestia asta în cap. Războaiele nu se mai duc așa. Influența nu se mai face. Până la rus. Asta zic. Până la ruși. Dacă reușește Putin, și acum pare că va reuși pentru că a luat un fel deja din teritoriu și pare că ia mai mult de acum încolo, va fi un precedent, va fi setat un precedent. Lumea până la urmă funcționează prin precedente. Deci dacă a reușit ăsta, se vor gândi mai mulți că se poate reuși, se va gândi și Xi Jinping că poate reuși, se vor gândi mai mulți că asta e procedură, e o procedură funcțională. Eu nu cred treaba asta și o să zic de ce. Foarte multă lume face o foarte mare greșeală crezând că, de exemplu, China da. Este o putere similară cu Rusia din punct de vedere al manifestării. Nu e adevărat. Dacă te uiți în Vietnam, vietnamezii zic, nu ne e frică de chinezi. Așa zic vietnamezii. Păi vietnamezii iau bute pe toți, iau bute pe japonezii. Acolo e altceva. China modernă este o putere care se duce și construiește insule din zero. Se duce și construiește insule în Marea sau Pacific, nu sau Pacific, China Sea în partea aia, da. Ca să poate să-și ia teritorii. Deci acum e un scandal mare cu păi e Filipine, e Vietnam, sunt toate țările acolo. Toți se revendică teritorii, dar China revendică tot teritoriul mare în mării Chinei. Nu, că legea e foarte clară. Păi ai, e clară câți, pentru noi. Ai nu știu câți kilometri de la terenul tău. Și tu dacă îți faci o insulă, dacă îți faci o insulă acolo, ăla se pune ca terenul tău. Da. Ideea este că China nu este o putere care s-a manifestat în istoria recentă prin invazii de acest gen. Nu e, pentru că China mai... Rusia, în afară de a fi o putere militară, nu reprezintă extrem de mult in the grand scheme of things. China este altfel. Dacă te uiți, repet, în nordul Vietnamului, lor nu le e frică. N-au niciun fel de problemă. Lor nu le e frică de China. Pentru că ei știu acolo cum gândesc chinezii. Uite, de exemplu, la fel cum e cu Coreea de Sud. Eram în 2017 acolo când Kim zicea rachete, scandal la televizor, mare mama. Cu Trump, da. Știu cum erau ăia pe acolo? Rocketman. Știu cum erau sudcoreani? Kim ăsta vorbește așa, face tot timpul. Noi avem câte două de astea pe lună. Voi vorbiți de ăsta că s-a întâmplat cu Trump. Dar noi avem câte două, trei amenințări de astea pe lună. La noi e ceva așa de genul. Da, mă, n-avem nicio treabă. Sudcoreeni, dar în Coreea de Nord n-ai putut să... Nu, în Coreea de Nord... că te-ai oprit la graniță. Nu. În Coreea de Nord poți să intri numai dacă intri prin China. Nu poți să intri prin Coreea de Sud. Mm. Și pentru a intra în China trebuie să iei viză de China și China este printre puținele țări care îți cere să aplici pentru viză din țara de rezidență. Adică eu trebuia din Coreea de Sud să vin în România, să aplic pentru viză, să mă duc în China, din China să iau trenul sau avionul și să mă duc în Coreea de Nord. Mm-hmm. Nu poți să intri altfel în Coreea de Nord, nu poți să intri din Coreea de Sud. Ai ajuns în China? Nu, nici în China. Pentru că atunci când am vrut să mă duc, eram departe, am venit în România și acum fiind nu se mai poate intra. China e high on my list, adică e o țară care mă interesează foarte mult, chiar și Rusia. Rusia e, bă, e o bogăție culturală, e un, din asta, cum să zic, un legacy al planetei, găsești acolo o grămadă de chestii interesante, e o altă lume pe care, în care vreau să mă duc. Acum, după cât de mult am militat împotriva conflictului, sunt convins că toți ăștia care au fost în mediul online nu o să mai luăm viză. Păi nu, dar poți garantat. Poți să te spășești, poți să spui că ai fost manipulat. A, de ocultă. Spui,
ai fost manipulat, domnule, am greșit. Poți să spui cine în cap. Acum, chestia următoare, tu ai fost în Ucraina, acolo ai văzut cum stau lucrurile, ai plecat de la Odessa, ai luat-o spre Herson, cu Odessa, Herson sunt... Da, 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 exact. Nu, am luat-o din Odessa, trenul trebuia să ia prin Herson și am văzut în Kharkiv. Că trenul de, deci a fost super tare, trenul de noapte pe care l-am luat trebuia să facă mai puțin, doar că el trecea ruta normală, trecea exact prin Herson ăla. Și pentru că acolo era nebunie exact când m-am dus, eu cred că au ocolit vreo 200 km. Deci a fost ocolirea, da. Da, da, au ocolit. Dar cum se zice, vezi aici încurcătura, Kharkov, Kharkiv, vezi nebunia. Bă, ei zic Kharkiv. Odessa cu 2 S. Da, ei zic Kharkiv. Da, uite, și asta, Odessa cu 2 S. Eu am scris și cu un S și m-au înjurat românii, am scris și cu 2 S și m-au înjurat, nu știu cum. M-au înjurat românii. Cam, știi cum e ca aia, cum e corect, București sau Budapest, știi? Cum îi zice? La ce? La ce, știi, cum îi zice corect? Acum, pe de altă parte, ai luat-o, practic, Kharkivul este cel mai bombardat oraș de la început, a fost supus nenorocirii acolo. Cel mai bombardat oraș care nu este sub controlul rușilor, că da, așa prea da, zici da. Că e Mariupol, bine, dar sigur, Mariupol sigur, deja sigur, sub control. Așa, așa, da. Dar Kharkivul, în Kharkiv nu au reușit, fiind și al doilea cel mai mare oraș din țară, după Kiev, un oraș cu 1,5 milioane de locuitori. Cum trăiesc oamenii acolo? Bă, oamenii care au rămas. Da. Câți au rămas în primul? Procentual estimativ. Puțin, nu știu, eu din 10%? Ce am, bă, din ce am văzut eu, 10, 15, 20%. E, problema majoră care e acolo? Problema majoră este că, într-adevăr, orașul nu este controlat de ruși, ucranienii dețin 100% controlul. Problema majoră că se află foarte aproape de granița nordică cu Rusia sau sudică, dacă privești din punct de vedere al Rusiei. Și de acolo și trimit rachete, că e foarte aproape, știi? Uh-huh. Eu nu trimit rachetele alea să omoare neapărat oameni, deși mor și oameni. Ăla este război psihologic, unul la mână. Să-i oprească pe cei care vor să se întoarcă acasă, pentru că sunt mulți ucrainieni care și-au dat seama, bă, asta e situația, ne întoarce și noi acasă. Dar nu se pot întoarce acasă din cauza chestii astea și mai este un război psihologic acolo și anume acela că se facă pe oamenii de acolo să zică, frate, știi ce, să ne ia rușii, nu mă interesează ce se mai întâmplă. Accept orice numai stare, să numai să nu mai fie chestia asta. Da, mă, ok, o să fiu controlat de rus. Și ce? Crezi că se va schimba viața lor enorm? Măcar am o casă, cumva. Am o casă, nu mai e război. Oricine, bă, prefer să fii dominat de unul pe timp de, și să ai pace, decât să fii într-o luptă... Continuă și până la viața ta e limitată la 30 de ani, plus că lumea, 50. Plus că lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Din punct de vedere economic, pentru că bătaia mare pe planetă este economic. Ucrainianul sau pro-rusul sau pro-ucrainianul care trăiește în Donbas nu va trăi nici mai bine, nici mai rău fiind de partea Rusiei sau de partea Ucrainei. Vorbim de țări cu economii relativ tot pe acolo, nivelul de trai este tot pe acolo, salariul mediu pe economie este tot pe acolo. Deci oamenii din zona aia, nu e ca și cum Ucraina este o țară super săracă și Rusia vine și le ridică traiul și le, nu știu, de mâine o să aibă 2000 de euro salariul mediu pe economie. Deci oamenii vor trăi la fel. Și invers, dacă vor ieși de tot de sub tutela Rusiei, până la urmă Ucraina, până când se va dezvolta, va intra în rândul țărilor civilizate, va fi super viața mași. Oamenilor ăla va fi consumată deja, va fi fost consumată deja. Acum, pe de altă parte, vezi tu că se discută legătură cu situația asta, că am văzut și la tine blocuri terorizate, bombardate și așa mai departe. Scopul rușilor probabil e de a instaura o teroare, pentru că instaurând această teroare, oamenii pleacă, plecând de acolo orașul se golește, poți să-l cucerească, ei n-au dus lupte urbane, din ce am văzut totuși și la pe imagine tare au blocurile. Pe de altă parte se mai întâmplă un lucru, ei vin și anexează regiuni tocmai prin faptul că populează, vin cu ruși acolo, există și acest procedeu de a duce ruși acolo, dând fiberi de nu știu ce, fac după aia un referendum și vin și vă spun, bă, asta vrea lumea. Nu, da, păcate. Nu, domnule, nu cu război, așa vrea lumea acolo. Și lumea acolo nu mai e lumea care era la începutul războiului, e altă lume. Exact, așa e. Păi cum a fost și acolo în Donbas din 2014 până acum, au dat aproape 1 milion și ceva de pașapoarte rusești ucrainienilor. Dar, repet, toți oamenii că uite, acum ei se uită la noi și văd, de exemplu, că suntem două persoane care încercăm să promovăm cumva adevărul și pot să se situeze oamenii în tabăra cealaltă, să zică, bă, uite că ăștia țin cu nu știu care. Eu zic tuturor oamenilor o singură treabă. Gândiți-vă la oamenii care trăiesc în aceste zone de conflict. Oamenii aceștia trăiesc prost, trăiau prost și înainte, trăiesc prost și acum și vor trăi prost și în viitor. Voi la asta trebuie să vă gândiți, doar la oamenii care sunt acolo. Și dacă nu credeți că oamenii de acolo trăiesc prost, uitați-vă la statistici, uitați-vă la salariul mediu pe economie, uitați-vă la nivelul de viață, uitați-vă la indicele ce îți desemnează puterea de cumpărare a oamenilor de acolo. Așa îți dai seama cât de bine sau cât de rău trăiești sub influența estică. Nu trebuie să asculți pe Radu sau pe Cătălin sau pe nu știu care. Te uiți pur și simplu la statistici. Te uiți la statistici și te uiți pe resursele acelor regiuni, pentru că până la urmă și Rusia, nu mai zic de Rusia, nu mă bag în Rusia, mă duc la Ucraina. Ucraina e o țară extrem de bogată, ar fi trebuit să fie un colos financiar, pur și simplu, la ce resurse are neexploatate încă. Se discută despre gazele pe care le are și sigur că nu le-a exploatat. De exemplu,
acolo în regiunea Donbass are o pungă mare de gaz care încă n-au început, n-au fost explorate. Mai zic la Crimea, am mai vorbit aici pe canal la un moment dat despre un potențial motiv pentru care Rusia invadează, pentru că Crimea, Crimea are atâtea gaze aferente în Marea Neagră, cât ar putea Europa, dacă începe exploatările acolo în mod serios, să o ducă foarte bine și cumva surmotând Rusia. Atât de multe sunt. Și atunci i-au blocat în momentul când a ieșit de sub tutela Rusiei Ucraina, așa, i-au blocat, de-aia au anexat Crimea, ca să blocheze exploatările de acolo care începeau. Deci începeau exploatările de gaze din Crimea, i-au blocat acele exploatări. Pentru că, până la urmă, Rusia din asta trăiește, din faptul că are gaze și dacă tu ai nevoie de ruși, ai nevoie de ruși pentru că, în primul rând, au gaze. Petrolul o mai rezolvăm cu petrolul, dar cu gazele. Problema, mai e aici o chestie, foarte multă lume asociază, nu e bine să asociezi interesul economic pe care îl are Rusia cu acțiunile pe care le întreprinde. Deci, faptul că Rusia are interes în Crimea, pentru ce ai spus tu mai devreme, este una. Da. Ca să-și stabilească sau ca să își atingă cumva acel interes, sunt multe metode, prin influență, prin oferirea anumitor condiții, prin, nu știu, se duce la Ucraina și le zice, bă, uite, lăsați-ne pe noi să exploatăm aici, scoatem de aici, vă dăm și vouă bani. Prin raport economic, nu, Rusia s-a dus și a cucerit cu sabia, exact cum făceau la Rovine, da? Da. Nu, stai că la Rovine am bătut cu turci, pardon. Cu turci. Așa, da. Cu ceilalți ruși. Așa, cu ceilalți ruși, exact, da? Cum îi zice, Rusul s-a dus cu sabia și a cucerit acolo. Problema majoră pe care mulți oameni nu înțeleg e atât de faptul că celelalte puteri imperialiste de pe această planetă, în momentul în care se duc într-o zonă, încearcă să o exploateze, încearcă să facă ce fac ei pe acolo și investesc bani în dezvoltarea acelei zone. O civilizează. O civilizează. Și nu veniți acum voi mie să dați exemple gen Irak, să dați exemple gen, nu știu, Siria și așa mai departe. Alea nu se pun. Exemple respective nu contează. De ce nu contează? De ce nu contează, domnul Cătălin? O să spun de ce nu contează. Da. Pentru că, unul la mână, tu nu poți să te duci într-o țară să o domini pe aia și să o ridici dacă poporul nu vrea. Aici e chestia, o greșeală pe care americanii o fac, nu, sau poate, nu știu, adică nu știu ce în subordine ai greșelile astea. Dom'le, nu poți să democratizezi toată lumea. Sunt anumite regiuni care nu pot funcționa democratic. Nu sunt construiți oamenii așa, trebuie să înțelegi că oamenii sunt diferiți. Și România, în cadrul Uniunii Europene, e o țară ușor diferită de celelalte țări. Are niște particularități pe care trebuie să le respecti. Adică, până la urmă, vestul conservatorismul ăsta pe care îl avem ne-a ajutat să supraviețuim comunismului. Faptul că noi am opus comunismului conservatorismul, că ăștia au venit și au zis, dar rămân bisericile, termină. Și noi ne-am opus cumva cât am putut sau cât s-a putut face atunci la momentul respectiv. Asta ne-a ținut într-o supraviețuire ca popor. Deci faptul că noi ne-am opus acestui nou fel de, adică comunismul, a venit și a spus, domnule, trebuie să fie. Nu am acceptat noi. Nu am fost de acord. Deci faptul că am depus un efort și ne-am opus acestor valori noi care veneau spre noi ale comunismului, ale socialismului, bă, a fost foarte bine. Vezi, acum mă duc către Irak și bă, așa sunt oamenii acolo. Nu ai cum să-i schimbi, e gena lor, e formatul lor. Trebuie să le respecti acest fel. Nu poți să-i democratizezi. Cred că nici în China nu poți să faci democrație. Nu poți să faci o democrație cu un miliard și ceva de oameni. Nu. Tocmai de-aia lumea care zice că, care acuză cumva China și zice, uite, domne, că comunismul funcționează, trebuie să înțelegeți. Comunismul se manifestă în China doar la politica interioară. La politica internă. China este printre cele mai capitaliste țări din lume când vine vorba de strategiile pe care le au ei la nivel extern. China te ia pe tine, Radu, și zice, uite, Radu face șuruburi super bine. Da. Ok, îi dau Radu 2 miliarde de euro, îl pun să se ducă în America, să-mi deschidă pe acolo, are fabrici aici, vinde șuruburi acolo, îmi dă înapoi la Partidul Comunist 99%, Radu ia 1%, îi rămân banii lui și am făcut om de afaceri și am populat China, am populat America, am chinez acolo. Asta e deja o acțiune cât se poate de capitalistă. Dar într-adevăr, cum ai spus tu, nu poți prin democrație să ții 1,4 miliarde sau 1,5 miliarde de oameni. N-ai cum. Da. Tu gândește ce înseamnă acolo dacă ai o revoltă, orice chel de... Orice, gândiți-vă doar, iau doar așa. Ai, nu știu, un quartal, 2 blocks de oameni se revoltă. Sunt mii de oameni în pana mea acolo. Sunt orașe în China cu milioane de locuitori de care n-ai auzit niciodată. De care nu știi nimic. Tu dai seama ce e acolo, da? Dacă ea se revoltă. Deci avem o Românie, dacă o punem România în China, nu poți să te dumirești care e regiunea. Adică e o regiune în China, toată țara. Sigur, e o chestiune, e un colos până la urmă. Da. Și poate că poate fi gestionat doar așa, nu știu, asta poate că e altă discuție. Dar, întorcându-mă la regiunea Ucraina, tu ai fost acolo, ai văzut ce s-a întâmplat, ai văzut, ai și filmat, am văzut și noi ce ai filmat. Atmosfera, înțeleg că asta este din ce mi-ai spus mai devreme, că oamenii sunt, bă, poate că e bine oamenii să se termine oricum s-ar termina, doamne. Oamenii sunt, depinde, sunt anumiți oameni, tot ce ține, deci toți oamenii care lucrează în armată și toți oamenii care sunt implicați în sferele astea de conflict direct, au un moral super ridicat. Eu n-am putut să filmez tot, că uite, am fost în baze militare, am fost în locuri în care nu ai voie să filmezi. Și oamenii sunt într-un moral foarte ridicat, domnule, îi batem. Băi, nu, câștigăm. Nu, nu,
Nu neapărat așa, nu, ăla este, ei sunt foarte ancorați în realitate. Ei nu o să zic că ți-ai batem pe ruși. Ei zic, îi mai ținem 5 luni. Una e să facă, una e să cucerească 5% în 3 zile, cum au zis, special operation for 3 days, alta e să-i ținem un an. Bun, interesantă chestia asta, pe de altă parte am văzut un interviu dat în urmă cu vreo 5-6 ani. Nu, exagerez 5 ani, am văzut 3-4 ani. Înainte oricum să devină Zelenski președinte cu un an, ceva de genul ăsta era, de un actual consilier al lui, domnul Arestovici îl cheamă și explica el acolo exact ce se întâmplă acum. Domnule, zice, va urma o invazie a Ucrainei la scară largă, deci se așteptau la ce se întâmplă acum și mi-a plăcut cum a denumit ceea ce se întâmplă acum, ci domnule, un fel de, pentru noi va fi un război de independență. Deci vedeți dumneavoastră că noi românii eram sub tutela turcilor la un moment dat, sigur sprijiniți de ruși, aici trebuie să explicăm într-un conflict cu așa, am reușit să obținem independența cu regele Carol, sigur, iar susținut și de zona asta, așa, bun. Dar vezi, noi am dus acest război de independență până 1870. Ei sunt nevoiți să-l ducă acum, deci îi duc acum un război de independență, dacă îl privești așa. Poți să te gândești totuși la ucraineni ca fiind totuși într-o situație, până la urmă, românii care au trăit în anii 1870, de exemplu, și au câștigat până la urmă din independența, ei se puteau gândi tot așa rentabil, bă, dar rămâne dracu sub turcești și asta e situația, decât să ne războim și așa mai băi, departe. Băi, diferența ce făceau, dacă se, ce făceau noi dacă se gândeau și românii noștri atunci așa? E, nu mai erai român acum. Sau nu mai arăta țara așa, arăta țara altfel probabil și granițele altfel. Niște războaie, da. Dar ei să știi că acolo ei sunt foarte realiști, adică n-am auzit pe cineva care să zică, ai mă ce, e piece of cake, îi batem pe ăștia. Nu, la ei e ceva de genul, it's a war of attrition, adică frate, îi ținem cât se poate de mult, pentru că mai e o problemă. Chiar dacă mâine să spunem că forțele armate ucrainene i-ar zice, da mă, gata, suntem ai Rusiei. Rusia tot ar avea o problemă în urmă, că tu trebuie să ții oamenii acolo, tu trebuie să păstrezi sute de mii de soldați. Să ții soldați acolo armată prezentă, pentru că în momentul în care ai plecat, ia din nou. Ce faci, bă, cu oamenii ăia, că acolo, până la urmă, gândește-te că le-au explodat copii, părinți, dai seama, cum vii tu acum și te împaci? Acum, dai seama că Zelenski poate părea trădător dacă zice, domnule, ne-am împăcat, uite, sunt cu Putin aici, ne-am împăcat, am bătut. Și oamenii, dai seama că stau covârșiți de situația în care se află, bă, mie mi-a explodat bunicul. Cum naiba vii tu și te împaci cu ăla care a făcut chestia asta? Ai nebunit? Deci, vezi, asta e o problemă și asta. Asta e. Ideea este că, repet, eu am vorbit chiar cu niște generali, niște oameni foarte mișto acolo și mi-explicau, ziceau, uite băi, rușii au făcut și greșeala foarte mare crezând că noi suntem aceeași armată, avem aceeași pregătire pe care o aveam înainte de 2014, da. Fără să înțeleagă că după 2014, cum ai spus și tu, toată lumea se aștepta că se va întâmpla ceva acolo, nimeni nu știa când. După 2014, cum ai spus și tu, toată lumea se aștepta. Asta a fost prima parte, în câteva zile, partea a doua. Ce se întâmplă, like, share, subscribe ca în țările civilizate.